Iubiți credincioși, Hristos a înviat! Fără prea multe prezentări, fără prea multe explicațiuni, deci suntem ca în familie, deci este pentru prima oară când slujesc aici în biserica aceasta și este pentru a doua oară când, acum vreo 10 ani în urmă, deci când se construia, nu știu exact timpul, la temelia acestei biserici există o bucățică de Sfinte Moaște din moaștele Sfântului Gheorghe, puse chiar de mine, care le aveam primite, deci de la un preot din București. Și ia că Sfântul Gheorghe din când în când ne adună la ograda lui, pentru că de fapt pe întregul cuprins al comunei, Sfântul Gheorghe și cu prorocul înainte mergătorul și botezătorul Ioan sunt patronii spirituale ai satului, iar împărații Constantin și Elena au tras aici mai la deal către Todirel, pentru că și acolo, în zona unde erau ei în Ierusalim și în zona unde erau ei în Bizanț, pentru că au avut diferite locuri în apus și în Bizanț, pe unde au trecut, locurile erau așa, mai muntoase, mai cu dealuri și au venit aici, în această zonă, ca să ne arate nouă și să ne explice ce. Că în numele lui Iisus Hristos și al Sfintei Cruci putem birui. Acesta este esența și amănuntul din praznicul de astăzi. Sfinții împărați Constantin și Elena au fost doi oameni păgâni, ca să știți lucrul acesta. Împărăteasa Elena nu s-a încreștinat decât târziu de tot, până ce nu s-a convins de la Sinodul 1 de la Nicea, la 321, cât de mari sunt puterile și minunile dreptei 325. La minunile dreptei credințe, văzând minunile Sfântului Spiridon cu cărămida, văzând minunea Sfântului Epsevie al Nicomidiei, se pare, sau al lui Silvestru, Papa Romei, care se lupta cu marele vrăjitor Zambri, care era un mare fachir al vremurilor de atunci și putea face minuni pe care se considera că creștinismul nu le poate face niciodată. Și a reușit acest mare erar, Silvestru, Papa Romei, pe care îl săvârșim și îl prăznuim la ziua de 1 ianuarie, imediat la anul nou, a reușit următorul lucru, să învie un mort cu rugăciunea invocându-l pe Dumnezeu, a reușit să învie un taur fioros turbat, care ucidea tot ce întâlnea și să-l facă blând ca un miel și în cele din urmă, minunea se atribuie ambilor episcopi, împăratul Constantin era plin de lepră și se spune că la botezul său i-a recomandat din lumea păgână cineva că de se va spăla în lapte de mamă și sânge de prunci, să va vindeca. Și bineînțeles că s-a strâns o grămadă mare de prunci, mamele plângeau și se tânguiau, asta găsiți în Vețile Sfinților, și urma să-i sacrifice în baia respectivă să curgă sângele lor ca să se spele. Și se spune că s-ar fi arătat chiar Sfântul Apostol Petru sau Pavel și s-ar fi arătat chiar Sfântul Spiridon în vis cu Sfântul Silvestru și i-ar fi spus așa, împărate, nu acesta e leacul bolii tale. De vei încreștina și vei intra în baia Sfântului Botez, te vei curăți. Și în momentul în care a intrat împăratul Constantin în baie, istoria arată că s-a botezat pe patul de moarte spre sfârșitul vieții pentru a-și putea stăpâni titlul de primul inter pares pe tot Imperiul Roman, spre a nu fi ucis, pentru că este și primul împărat care dă libertate creștinismului și dă la o parte păgânismul și idolatria și dă libertate bisericii creștine și atunci își păstrează titlul acesta păgân pentru că el va duce două războaie importante cu Maxențiu și Liciniu pe care îi va birui prin acel semn arătat pe cer, semnul crucii din stele, care în momentul în care este cusut pe steagurile de luptă și pe hainele ostașilor pe platușe, descrie așa, cu acest semn vei învinge. Și într-adevăr, împărăția lui s-a dus până în Bizantia de astăzi, deci Constantinopolul de astăzi, care se mai și numește orașul lui Constantin. De ce v-am amintit aceste lucruri? Ca să știți că împăratul Constantin nu este mai presus cu nimic decât noi oamenii de rând, pentru că într-o vedenie pe care a avut-o Sfântul Paisie cel Mare, i s-a arătat împăratul Constantin strălucind în slava sa cerească după ce Dumnezeu l-a mântuit pentru fapta lui bună, deci de libertatea creștinismului, și a zis, tu cine ești? Ești Hristos? Nu, sunt împăratul Constantin. Dar acolo în ceruri, cum este slava creștinilor care se mântuiesc? Nici nu-ți dai seama cât de mult strălucesc creștinii și călugări în slava lui Dumnezeu. Unde sunt eu e doar numai o umbră de fericire. Auzi ce spune împăratul Constantin?
acestui mare cuvios, Paisie cel Mare. De ce v-am amintit acest lucru? Ca să înțelegeți că și împăratul Constantin a avut greșeli omenești și a ucis cumnata, și a ucis soția, și a ucis fiul, prinzându-i într-un complot din acesta împărătesc în care trebuia să fie înlăturat de la domnie, și a ucis toți supușii care erau nesupuși încă unelteau spre păgânism în taină, și chiar la un moment dat spune tradiția că a avut curajul să spună așa: din garda mea personală vă rog frumos să vă separați cei care sunteți creștini. Și o parte din ostașii gărzii imperiale s-au dat la o parte și au spus: noi mărturisim pe Hristos și suntem creștini. Voi veți fi păzitorii mei. Și atunci păgânii s-au iritat. Cum adică și pe noi ne dai la o parte? Nu. Dacă ei cred și apără legea unui împărat nevăzut, cu atât mai mult pe mine care mă văd. Dar voi, dacă nu credeți în împăratul cel nevăzut, pe mine lesne mă puteți ucide. Și i-a eliminat din garda imperială. Iar aceste lucruri scrise în Viețile Sfinților de Simeon Metafrastul și cei care au mai scris Viețile Sfinților nu sunt în aceeași concordanță cu scrierile lui Eusebiu de Nicomedia sau nu sunt Eusebiu de Cezarea, nu sunt în concordanță cu istoriile acestea sociale care se fac ale timpului și cronologiei, dar nu pot sta împotriva creștinătății și împotriva bunului simț și a bunei cuvințe de care a dat dovadă împăratul Constantin, eliberând toate temnițele creștine și toate temnițele și închisorile Imperiului de răsărit de la Ierusalim și până la Constantinopol, scoțând afară tot, martiri, mucenici, toți care pătimeau pentru Hristos, și a spus de ce. E o credință liberă, n-au decât să se manifeste normal, și atunci chiar împărăteasa Elena, după ce a văzut acele minuni de care v-am amintit la început, s-a dus personal cu vaporul la Ierusalim și a căutat Sfânta Cruce, dezgropând-o, de aceea și în rugăciunea cinstită și de viață Făcătoarei Cruci spune să avem și noi fericirea pe care a avut-o fericita Elena când a găsit cinstita și de viață Făcătoarei Cruce. Găsindu-le toate trei prin sfatul evreului Chiriac, nu știa care e cea bună, dar când a atins-o de un mort, cea care era dătătoare de viață de la Hristos, a înviat mortul și mortul a spus: viața din mormânt a răsărit. Și iată, în felul acesta, a fost luate cuiele crucii și Sfânta Cruce, au fost aduse la Ierusalim, de la Ierusalim, la închinate în cetatea Ierusalimului, apoi aduse la Constantinopol, iar pe mare, stârnindu-se o furtună, Sfânta Elena, cu înțelepciunea ei de mamă categorică, dar în același timp și rațională, a zis așa: dacă Hristos a avut atâta putere și cuiile acestea au strat bătute în el și marea s-a potolit când a poruncit, de ce nu s-ar potoli și acum? Și-a aruncat un cui din cele patru ale Mântuitorului în mare și valurile s-au potolit și au ajuns cu pace la Ierusalim. De aceea le vedeți dumneavoastră în icoane pictate pe tava Sfintei Elena doar trei cui, nu există al patrulea. Catolicii consideră că a fost picior peste picior. Dar asta este adevărul. Deci unul din cui este aruncat în mare ca să se potolească marea după cuvântul lui Hristos. Taci, potolește-te! De ce am amintit toate aceste lucruri mărunte? Poate că le-ați auzit sau v-au mai fost spuse. Dar trebuie să știți că praznicul acesta vine în primul rând să ne deschidă nouă ochii de la păgânism spre creștinism. De păgâni nu ducem noi lipsă. Și în ziua de astăzi avem păgâni de toate soiurile. Bețivii, tot păgâni se numesc în legea lor când n-au măsură. Desfrânații și destrăbălații, tot păgâni se numesc în legea lor când n-au măsură. Cei care își distrug familiile sau își dezbină familiile, tot păgâni se numesc. De ce? Tot ce nu ține de legea dragostei creștine, tot ce nu ține de bunul simț și de educația morală și spirituală, se numește păgânism. Și dacă vreți să vă convingeți de acest lucru, șoselele sunt pline de oameni în zi de sărbătoare care cască gura, nu sunt în foc continuu sau serviciu care nu permite plecarea. Crâșpele pot fi oricând pline, deci indiferent că e sărbătoare sau nu, și asta este o dovadă că satana e mai stăpân pe om decât Dumnezeu care l-a creat. Prin discoteci noaptea bănuiesc că nu se stă degeaba și acolo există tineret care ar putea să fie în biserică sau să aibă un dram de credință, și atunci Sfânta și Cinstita Cruce este semnul despre care noi auzim la mastru de fiecare dată. Armă împotriva diavolului, crucea ta ai dat-o nouă, că se cutremură și se înfricoșează a căuta la puterea ei, că morții ai sculat și moartea ai surpat, de aceea ne închinăm îngropării și învierii tale. Ce aș putea să vă mai spun? Aș putea să vă spun doar un lucru. Nu e niciunul nou din care sunt în biserică, îi cunosc aproape pe toți.
Am venit din plăcere la invitația părintelui Florin. Am venit în primul rând ca să mă întâlnesc cu babele de la Todireu și de la Cercu, că sunt aici de 20 de ani și le-am spovedit până a se zidi această biserică de către ctitorul Arnăutu și familia de sus până jos, toată speța neamului care au contribuit. Și am venit în primul rând pentru că aceste locuri le cunosc și sunt ca de casă. Deci toate dealurile acestea au fost bătute cu piciorul. Ori la o sfințire, ori la împărtășit un bolnav, ori la făcut o aghiazmă, ori la stat de poveste, ori la cumpărat o vacă, ori la cumpărat niște fân. Așa că sunt boier peste aceste meleaguri și vin cu plăcere și pasiune și astăzi m-am simțit chiar delectat. Și i-am spus părintelui, nu e o biserică extraordinar de cochetă, dar în schimb este foarte aerisită și foarte relaxantă. Deci, inclusiv în altar și inclusiv în biserică, ai o atmosferă de larghețe, deși este micuță cât un bibelou. De ce lucrul ăsta? Pentru că se împlinește cuvântul Mântuitorului. Acolo unde este pace și iubire, este și binecuvântare. De aceea, la hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena, să cade, nu să fiți cât sunteți astăzi, de 10 ori mai mulți, pentru că satul acesta ține până la lunca Ciurii, ține până sub dealul Todirelului, ține până la Cercu, ține până sub pădure și sunt sigur că cel puțin încă 100, 2, 3 de oameni stau pe acasă sau prășesc, posesc azi în zi de sărbătoare sau chiar pierd vremea. Deci o sfântă liturghie este mai importantă decât toate muncile noastre de zi cu zi. Pentru că a spus Petru Damaschin, dacă am avea cerneală câtă apă este în mare și în oceane, și am avea hârtie cât cuprinde cerul ca pergament, n-am putea scrie totul despre Sfânta Liturghie. Și nimeni nu-și poate da seama de importanța Sfintei Liturghii decât atunci când o trăiește și îl primește pe Hristos. Încercați să vă amintiți sau încercați să trăiți dramele și momentele pe care le trăiește un muribund. Un bolnav de cancer, un bolnav de oarecare boală, care este pe ultima sută de metri și primul lucru care și-l dorește nu sunt nici sucul, nici struguri, nici prăjiturile. Nu-l poți aduce pe preot să mă împărtășească, nu-l poți aduce pe părintele să-mi citească. Deci dorința de a se uni cu Dumnezeu. Dorința de a-L întâlni pe Dumnezeu pe ultima sută de metri. De ce să fim înaintea lui Dumnezeu păgâni după fapte și vameși după chip? Vai, dar eu sunt credincios, dar eu am o credință, mă dă pe afară. Da, dragă, manifestă-ți credința curat. Duminica fii la biserică. Dacă nu ai chef să dai un ban, aprinde o lumânare în spate și stai și ascultă liturghia. Dar petreceți timpul în ograda bisericii, în corabia mântuirii și nu-ți petrece timpul pe aiurea, pierzând vremea. Că și așa, de la 10 până la 12, în 2 ore, nu faci nimic acasă. Ori te uiți la televizor, ori dormi, ori pui vaca în pripon, ori scoți o găleată de apă, ori mănânci ceva și pălăvrăgeri. Dar în momentul în care ești la Sfânta Liturghie, nici nu-ți dai seama de efectul și valoarea acestei liturghii la trecerea prin vămile văzduhului. Și am să vă amintesc, și aici am și încheiat o scurtă istorioară. Un călugăr bătrân și neștiutor de carte s-a dus la duhovnicul lui și a spus, cum mă voi mântui neștiind pravilele sfinte și neștiind rânduielile sfinte și laudele bisericii și învățăturile sfinților părinți, că eu sunt neștiutor de carte. Și duhovnicul i-a spus, auzi? Aud! Să stai în biserică la toate slujbele cu luarea minte și să bați mătănii cât poftești. Adică cât poți. Acesta era și cuvântul părintelui Paisiolaru. S-a dus cineva și i-a zis, părinte, zice, eu am cam puțin canon. N-ați vrea să mai intați? Fă cât poți, stătucă, fă cât poți. Nu, dar aș vrea mai mult. Atunci fă până nu mai poți. Deci, așa și acest călugăr. De voiești, bate mătănii cât poftești. Și a început călugărul în fiecare zi să bată mătănie și să asculte Sfânta Rugăciunea Bisericii și a venit și vremea sfârșitului său. Și mulți l-au judecat și au spus, acesta nu știu cum se va mântui. Tipic n-a știut, pravilele nu le-a știut, învățătura Sfinților n-a știut-o, dogmele nu le-a știut, învățăturile Sfinților din viețile Sfinților nu le-a cunoscut. Cam sărac cu Duhul. Dar iată că în momentul ieșirii sufletului, o gloată mare de draci au năvălit să ia sufletul să-l ducă la chin. Și îngerul păzitor îi spune, călugări, nu sta în nepăsare. Ia trai, sta de lângă tine, scoate pietre din ea și aruncă în ea. Și a zis, dar cui e traista asta? E traista dumitale, călugări, zice, sunt faptele agonisite în viață.
Dar ce fapte am făcut eu? Că doar am stat la mănăstire. Uită-te în traistă și își faci. Când a deschis traista, erau mici petricele de mărimea nucilor, însemnate cu semnul crucii. Și a luat călugărul prima piatră, a aruncat în diavol, să făcea nevăzut. A luat a doua, să făcea nevăzut. Și la un moment dat a văzut că turma tot scădea. Și la un moment dat îl întreabă pe înger, dar când voi termina pietrele, ce voi face? Că ei tot mai mulți sunt. Le-ai pus cumva cu număr în traista ta? Păi nu, că nu știam să număr. Atunci dă tot înainte, că Dumnezeu e iubire și milă. Așa că rânduiți-vă traista cu pietre sfinte, nu cu mărgăritare sau smaralde, ci cu mătănii și cu liturghii și cu închinăciuni și cu rugăciuni, ca atunci când vom fi în ceasul cel groaznic al judecății, să vă aduceți aminte de un cuvințel care vi-l scriu eu totdeauna pe cartea de rugăciune. Rugăciunea este o picătură de lumină în noaptea veșniciei. Adunând picătură cu picătură, vom fi veșnic în lumină. Felicitări tuturor elenilor care au viață de mamă creștină, felicitări tuturor constantinilor care au viață de creștini, nu neapărat împărați, că nu putem fi împărați, dar putem fi împărați în fața lui Hristos prin virtuți, adică împărații virtuților. Felicitări tuturor ce poartă numele acestor încoronați împărați și felicitări celor ce vor să-i poată urma și să-i urmeze cu credință, ca la obșteasca și înfricoșata judecată, să ne putem întâlni la liturghia cerească în